A fost depus în 2008, a fost câștigat în mandatul trecut și se trece la treabă acum. Proiectul privind reabilitarea și modernizarea drumului județean 603 a intrat în linie dreaptă, iar în cadrul întâlnirii cu presa, joi 26 septembrie, președintele Consiliului Județean Giurgiu, Vasile Mustățea, a ținut să-i felicite pe toți cei care au contribuit la realizarea unuia dintre cele mai importante obiective ale administrației județene. Unul din obiectivele prioritare pentru administrația județeană, indiferent de cine a condus această administrație la un moment dat, trebuie să îl amintesc aici pe domnul președinte Boiangiu Victor, pentru că proiectul dânsul l-a demarat pe 603. Trebuie să îl amintesc și pe domnul președinte Baianu Dumitru, pentru că a continuat proiectul și s-a bătut în limita puterilor dânsului pentru a-l promova. Și trebuie să mulțumesc celor doi miniștri care am avut în USL la Ministerul Dezvoltare, domnului Helvig și domnul Liviu Dragne. DJ 603 este al doilea cel mai lung drum din județul Giurgiu, iar acest lucru înseamnă că vor fi reabilitați și modernizați peste 36 de kilometri. În acest moment toată documentația se află pe SEAP, licitația este în curs de derulare, primim clarificări. De asemenea, am aprobat deplasări la fața locului să vadă amplasamentul pentru constructorii care au solicitat. Mustățea și-a exprimat speranța că implementarea efectivă a proiectului nu va fi împiedicată de contestații în urma licitației, așa cum s-a întâmplat cu depozitul ecologic. Revenind la drumul județean 603, managerul de proiect Daniela Peicea a prezentat toate datele tehnice legate de procesul de reabilitare și modernizare. Lucrările proiectate constau în principal din desfacerea godurilor carosabile cu stare tehnică necorespunzătoare, reparația defecțiunilor de tipul budușirilor și refugărilor de margine, realizarea unui strat de bază din piatră spartă și îmbrăcăminte bituminoasă în două straturi, amenajarea dispozitivelor de colectare și scurgere a apelor, recondiționarea parapetelor existente și montarea de parapeți noi, amenajarea accesurilor laterale prin pietruire și a drumurilor laterale, prin asfaltare pe o lungime cuprinsă pe 10-25 metri, completarea acostamentelor cu pământ până la cota carosabilului reabilitat, realizarea de marcaje rutiere pentru semnalizarea atât orizontală cât și verticală cu indicator de circulație noi acolo unde acestea lipsesc. Și realizarea de locuri de parcare noi sau de crucii acolo unde terenul permite fără intervenții masive la terasamente. În plus, în cadrul aceluiași proiect, cu o valoare de 16,7 milioane de euro, va fi construit un pod nou peste râul Câlniștea în satul Naipu. La evenimentul de lansare a proiectului au participat și primarii a trei comune străbătute de DJ 603. Edile au vorbit despre importanța realizării acestei investiții pe care oamenii o așteaptă de ani buni. Consider că cetățenii comunității o să fie mulțumiți, puterea economică în localitate va crește datorită faptului că, cum știți și dumneavoastră, cum știm și noi, drumurile au totdeauna prioritate. Probabil era ultimul drum județean din județul Giurgiu care practic arăta cel mai rău. Nu știu dacă mai există altul, anul trecut care s-a realizat la Izvoarele. Iată că astăzi și Stoieneștiu, Mirău, Ianculești, Uzunu, Naipu, Schită poate să practice acest drum. Între Uzunu și Stoieneștiu pot să vă spun că cu jeepul la ora actuală se lovește prag. Deci e sub orice critică. Din aceste condiții nu avem niciun fel de investitor la nivel de comună. Cine vine să investească sau să încerce să facă o afacere sau să vrea ceva, când vede acel drum, nu mai întreabă de nimic, spune pe unde putem să ieșim mai repede ca să plecăm. Durata proiectului este de 26 de luni, iar dacă totul va merge conform graficului, lucrările ar putea începe chiar în această toamnă.